este adusă astăzi de la Ierusalim cu avion. E o mânghiere pentru noi. Iar la această slujbă luminată, cum ați observat, a participat și Principele Nicolae ca reprezentant al Casei Regale. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Iar acum, înainte de a organiza procesiunea, vor merge în față crucile, repidele, apoi preoții și apoi frățiile voastre cu toții. Înainte de a pleca, din toată puterea, să zicem împreună. Hristos, aleluia!